Subiectul disciplinelor spirituale, iubiți frați și surori, dragi ascultători, este un subiect dezbătut în predici, în scrieri și în conversațiile noastre ale tuturor. Cu toții de când am început să umblăm pe calea Domnului, suntem preocupați de relația cu Dumnezeu. De aceea e bine să știm că s-au scris rafturi întregi pe acest subiect. În limba română aș dori să semnalez o carte care se află deja la a treia ediție, ceea ce înseamnă că se vinde bine, e probabil cea mai cunoscută, care se numește chiar așa, Discipline spirituale. Este semnată de Richard Foster, un autor american în vogă, și cuprinde 12 capitole, 12 discipline. El împarte disciplinele în trei mari categorii și le ia pe fiecare în parte într-o abordare, zic eu, interesantă. Merită parcursă acea carte. În această serie de predici însă, să fiți liniștiți, nu vom face 12 predici, 12 discipline, ci ne vom opri doar la trei pe care le intitulăm oarecum în consonanță cu Foster, discipline interioare care au de-a face cu viața spirituală prin excelență, care au de-a face cu ceea ce facem noi în privat, nu atât de mult în public. Aceste discipline spirituale la Foster, dacă veți citi, sunt patru, se adaugă studiul Scripturii sau lectura Scripturii, dar în opinia mea și doresc să prezint în felul acesta, sunt doar trei, pentru că citirea Scripturii este implicită în disciplina meditației, are legătură cu meditația. Așadar, aceste trei discipline spirituale, meditația, rugăciunea și postul, inițiază, întrețin și desăvârșesc relația noastră cu Dumnezeu. Cum am putea avea legătură, relație cu un Dumnezeu pe care nu l-am văzut, iar șansele de a-L vedea sunt nule? Nimeni nu l-a văzut, nu-l vede și nu-l va vedea cu ochii aceștia pe cine? Pe Dumnezeu. Înseamnă că trebuie să ne ajutăm cu niște abilități ale sufletului. Înseamnă că trebuie să intrăm într-o zonă metafizică. Înseamnă că trebuie să aibă sufletul niște capacități nevăzute, dar reale, care să ne ajute să intrăm în contact, în relație cu Dumnezeu și apoi această relație să o menținem, chiar dacă nu-L vedem pe Dumnezeu. Aceste trei discipline, iubiții mei, ne ajută tocmai să întreținem relația cu Dumnezeu, să o inițiem și să o facem vie, reală și durabilă. Așadar, vorbim astăzi despre meditație, un subiect care, de obicei, în rândurile noastre și în mediul creștin neoprotestant, de obicei, nu este foarte vehiculat, nu este foarte discutat. Avem o mefiență față de cuvântul meditație, din cauza că, în mod reflex, îl asociem cu meditația transcendentală bunăoară, meditația budistă, hindusă, cu religiile orientale sau extrem-orientale. Și din cauza că ne gândim la yoga sau altele asemenea, refuzăm să vorbim despre meditație și ni se pare că a medita, a contempla, a cugeta, cuvântul meditație nu apare în Scriptură, dar apare cugetare și a cugeta, nu e veridic, nu e creștin, nu e pentru noi. Poate de aici ar trebui să începem. Diferența majoră între meditația creștină și cea necreștină este că cea necreștină are legătură cu omul și cu potențialul uman. Și toate formele de meditație necreștine te invită ca prin diferite tehnici de respirație, tehnici fizice, tehnici mentale, printr-un anumit control tot mai mare asupra propriului psihic și a propriului corp și punerea în acord între psihic și corp, să ajungi la adâncimile ființei. Și să ajungi atât de departe, atât de adânc în timp, încât să poți să meditezi și prin meditație, în timpul acelei meditații, să faci lucruri supraomenești. Și unii chiar fac lucruri supraomenești.
Am citit de-a lungul timpului mărturii a unor creștini, unii dintre ei deveniți teologi acum, care au fost yoghini, care au practicat religii orientale la nivel mare, înalt. Toți depun această mărturie. Este o formă, în cele din urmă, de posedare demonică. Nu te mai poți controla pe tine. Și iată cum meditația poate să devină fatală pentru psihic, pentru suflet, poate chiar pentru om în general. Gânduri suicidale și forme de neputință, frustrări, singurătate, toate acestea comparabile cu posedare demonică, spun cei care au ajuns pe calea meditației foarte departe, prea departe, fără Dumnezeu. Meditația creștină se salvează și ea devine un subiect, măcar pentru o seară, și la noi, la Philadelphia, prin faptul că ea nu înseamnă o întoarcere spre om, spre mine. Prin meditație nu cobor în mine, ci eu, de fapt, prin meditație îmi orientez mintea, sufletul, puterile sufletești spre cineva din afara mea. Și mă grăbesc să adaug, spre cineva de deasupra mea, într-adevăr nevăzut, o putere mult mai mare decât mine, el devine obiectul meditației, iar noi îl numim cu drag Dumnezeu. Câtă vreme obiectul meditației este în afara ta, nu ești în pericol. Câtă vreme meditația presupune respect, smerenie, proșternere, o anumită relație de reverență cu Dumnezeu, despre care știi mai multe sau mai puțin, nu ești în pericol. Haideți să răspundem la întrebarea, pe scurt, ce face de fapt meditația? Ce înseamnă când medităm, adică reflectăm, adică contemplăm, adică cugetăm? Ce facem? Putem să notăm, meditația înseamnă când gândul urcă spre Dumnezeu. Gândul urcă spre Dumnezeu. Dintre toate cele care le are omul, cel mai ușor și mai fragil este gândul. Cogniția, imaginația, puterile, să le numim sufletești, mentale. Gândul este partea cea mai ușoară, cea mai suplă și de altfel singura parte care poate să zboare cu adevărat, la propriu. S-a făcut această demonstrație, care știu că pare banală, dar vă rog să o suportați, că un om poate să fie închis cu trupul într-o celulă, într-o cameră închisă etanș, ermetic, sigur. El poate fi ținut acolo trupește, astfel încât niciodată nu va mai putea să meargă în altă parte în lume, ci va rămâne circumscris acelui loc, dar nimeni nu poate să închidă acelui om, trupul i-l închis. Ce nu-i poate închide? Gândul. Iar el cu gândul zboară departe, iar el cu imaginația își imaginează multe. Deținuții politici din timpul comunismului, aproape toți în memoriile lor, mărturisesc că au supraviețuit, că n-au înnebunit, pentru că în fiecare zi și-au imaginat altceva, alte locuri, alte mâncăruri, alte dialoguri. Iar imaginația a fost pentru ei o salvare la propriu de nebunie, de deprimare, de suicid. Iată cum, iubiții mei, trupul poate să fie închis. Noi putem fi în situații în care ajungem dependenți de un aparat, de un pat de spital, de o dizabilitate. Iată cum putem fi uneori constrânși de împrejurări să nu putem pleca de acasă sau din oraș sau din județ sau din țară, dar gândul e liber. Relația dintre om și Dumnezeu, să știți că se inițiază la nivelul gândului, nu al vorbei, nu al faptei. Dacă gândul nu zboară spre Dumnezeu, dacă nu ne conectăm, dacă nu ne disciplinăm să ne educăm gândirea, cum vom vedea din Scripturi, să știți, iubiții mei, că nu vom ajunge la pasul al doilea, la rugăciune, nu vom ajunge la post sau vom ajunge în mod formal, mecanic, pentru că mintea noastră, gândul nostru nu e acolo. Bine ziceau părinții bisericii,
că de fapt meditația, ei foloseau contemplarea, teoria, nu este altceva decât să-ți aduni mintea din împrăștiere, ca să te poți ruga cum se cade. Meditația este să te aduni din risipire, din fragmentare, să te ridici din dezamăgirile tale mentale, din îngrijorări, să poți să te scuturi de tine însuți și să ai un timp cât mai curat, cât mai stabil, cât mai puternic, într-un fel, cât mai de efect pentru viața ta spirituală. După cum ați văzut, Isaac este primul meditativ, putem zice contemplativ din Scriptură și el merge pe câmp, meditează și în cazul lui este chiar un happy end. Acest pasaj se potrivește celor necăsătoriți care bine ar face să mediteze, pentru că meditația uneori poate să aducă o mireasă. Cum i-a adus lui Isaac? Doar avem argument textual. Meditatori mult mai mari decât Isaac au fost Iosua, pe care Domnul îl îndeamnă în Iosua 1:8, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, iar accentul cade pe cuget asupra ei zi și noapte. Iată cum Scriptura devine obiectul principal al meditației. Asaf se pare că a fost un meditativ, Psalmul 77, versetul 6. Mă gândesc la cântările mele noaptea, cuget adânc în lăuntrul inimii mele, îmi cade duhul pe gânduri și zic, va lepăda Domnul pentru totdeauna și nu va fi El binevoitor, s-a isprăvit bunătatea Lui pe vecie, s-a dus făgăduința Lui pentru totdeauna. A uitat Dumnezeu să aibă milă de noi și a tras El mâna în mânia Lui, și a tras El în mânia Lui înapoi îndurarea? Întrebări care duc la reflecție despre Dumnezeu și om. Ezra, de asemenea, se pare că a fost și el un mare contemplativ. Citim asta în Psalmul 119, versetul 23. Psalmul 119, deși nu este numit, să știți că este atribuit lui Ezra din cauza conținutului și a retoricii. În versetul 23, să toți stea voievozii și să vorbească împotriva mea, robul tău cugetă adânc la orânduirile tale, învățăturile tale sunt desfătarea mea și sfătuitorii mei. Și versetul 27, fă-mă să pricep calea poruncilor tale și voi cugeta la lucrurile tale cele minunate. Voi cugeta un proiect mental, un proiect spiritual. Și ca să nu ziceți că dăm numai din Vechiul Testament, priviți cu mine, vă rog, la Luca, la capitolul 2, versetul 19, și veți găsi o femeie care meditează. Și ce femeie și ce adâncime a meditației. După ce primește vizita păstorilor care povestesc de revelația ce au avut-o, Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele unde? În inima ei. Maria lăsa ca acele cuvinte, acele informații să coboare din minte unde? La inimă. Meditația mai poate fi numită și în felul acesta, iar istoria teologică, să știți că suportă și această definiție încă din primele viacuri. Să ajungi la nivelul, la performanța, ca ceea ce știi să devină un subiect de reflecție, de gândire. Să ajungi la performanța ca textul biblic pe care îl citești în mod obișnuit dimineața, dacă ai obiceiul să citești Biblia într-un an, atunci cum bine știi, 3 capitole pe zi ar trebui să le citești ca să sfârșești Scriptura. Dacă ai acest obicei, de altfel un bun obicei, deși Scriptura se poate citi și în alte moduri, oricum, ca să ajungi la performanța meditației ar fi ca ce citești dimineața să ții minte ca idee, să te preocupe mental până când? Până seara. Asta înseamnă să nu mai mergem la serviciu, ba să mergem, că și așa nu ne ajung banii. Și așa că mergem. Să nu mergem la școală, ba să mergem și încă să luăm note mari. Să nu-i lăsăm pe alții. Să nu mai mergem la întâlnire cu oamenii că noi stăm în meditație? Nu! Să mergem! Aici e bătălia! Aici e lupta! Viața merge înainte, dar deasupra vieții obișnuite, noi, în mod înalt,
ultim, medităm la cele de sus, cum a zis Apostolul Pavel. Îndemnuri spre meditație găsim în Vechiul și Noul Testament, îngăduiți-mi doar câteva ocurențe. Psalmul 1, 1 și 2. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Despre versetul acesta se predică foarte mult, despre următorul foarte puțin. Ci-și găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte ce face? Vorbește? Înfăptuiește? Cine poate vorbi zi și noapte? Și așa vorbim în plus. N-ar trebui mai mult, ar trebui mai puțin. Cine poate înfăptui faptele cele bune zi și noapte? Nimeni. Ceea ce putem e doar să ne gândim zi și noapte, chiar dacă este la un moment dat metaforic, o hiperbolă. Zi și noapte el cugetă. Psalmul 48, versetul 9. Doamne, zice psalmistul, la bunătatea ta ne gândim în mijlocul templului tău, adică venim până și în biserică, într-un spațiu public, comunitar, și reflectăm la bunătatea ta, Doamne. Psalmul 77, versetul 12. Da, voi lăuda lucrările Domnului, căci îmi aduc aminte de minunile tale de odinioară. Da, mă voi gândi la toate lucrările tale și voi lua aminte la toate isprăvile tale. Mă voi gândi la toate lucrările tale. Proverbe 16:12. Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea. Și cine se încrede în Domnul este fericit. O altă traducere, din noua traducere. Cine ia seama la cuvânt, găsește ce este bine. Și oricine se încrede în Domnul, este fericit. Și în fine, încă un text, Coloseni, capitolul 3, versetul 2. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de unde? De pe pământ. Și dacă mi îngăduiți, dacă nu e prea mult pentru duminică seara, forțez un pic și eu nota. Dacă nu e prea mult, îngăduiți-mi să vă dau câteva citate din autori din primele secole, secolul 2, secolul 3, secolul 4, pentru că, într-adevăr, Vechiul și Noul Testament ne vorbesc despre campioni ai meditației, ai cugetării. De asemenea, suntem îndemnați să cugetăm, dar nu ni se spune cum să cugetăm. De câte ori pe zi, care să fie ritmul cugetării, care să fie tehnicile cumva ale cugetării, însă reflecția creștină din primele viacuri, să știți că s-a aplecat în mod necesar asupra acestui subiect, iar aceste texte din primele secole sunt texte atât de pure, atât de frumoase, atât de creștine, izbăvite de evreismele din Scripturi, izbăvite și neatinse într-un fel de alte influențe. Bună oară, Origen, un om despre care cred că ați auzit, un mare cărturar, un mare comentator al Scripturii, probabil primul teolog după unii, îi considera pe protopărinții noștri, pe Adam și pe Eva, că atunci când au căzut, cum citim în Geneza, capitolul 3, de fapt ei au căzut din starea de minte în starea de corporalitate. Și promit că nu o să mai insist. Dar am vrut să auziți asta, măcar că sună frumos. Căderea protopărinților a fost din minte în corporalitate. Înainte de cădere erau numai minte. Adică erau numai contemplare, puteau să-L vadă, să-L contemple necontenit pe cine? Pe Dumnezeu. Și când Dumnezeu nu se arăta, se pare că se arăta în răcoarea zilei, când nu se arăta, ei puteau să facă legătura între două arătări ale lui Dumnezeu prin capacitatea lor de contemplare, care le ținea prezența lui Dumnezeu vie înaintea ochilor, a se citi ochilor minții. Ei erau înainte de cădere minte și când au căzut, au fost numai trup. Iar trupul vine la pachet cu porniri, cu impulsuri, cu patimi, cu luptele pe care noi, fiind în trup, le avem de dus. Origen spune că ne putem ridica din nou din starea de corporalitate în starea de minte prin trei mișcări ale sufletului. Prima mișcare el o numește etiche, adică etica, mișcarea morală. Sufletul spune că prin această mișcare se desprinde din animalitate,
se desprinde din pofte, din adicții, luptă cu toate acestea, se despătimește prima mișcare a sufletului spre Dumnezeu, iar o carte din Biblie pe care el o recomanda pentru etică este cartea Proverbe. Proverbe, care este un tratat de etică. Apoi, spunea el, urmează fizica, vă rog acum să nu vă gândiți la materia fizică, deși a început școală. Dar pentru el și pentru antici, fizica însemna de fapt ceea ce am zice noi, contactul, întâlnirea cu creația, nu? Cu partea materială, cu materialitatea, nu materialismul, materialitatea. Și el zicea că după ce ne desprindem din patim, după ce sufletul se eliberează, se răcorește cât de cât, ajunge la nepătimire, iată, prin rugăciune și poate să contemple, despătimit fiind, poate să contemple creația. Și se poate uita spre munți, spre mare, spre vegetație, spre mișcările cerului, da, sau astelor cerești, atât cât le poate înțelege. Se poate uita spre creație și în creație să vadă cumva o fel de emblemă, de etichetă, de interfață a lui Dumnezeu cu omul și dincolo de creație să-l vadă pe Creator. Este acea revelație generală care se numește fizica. Iar pentru fizică, înțeleasă în felul acesta, recomandă o altă carte. Oarecare carte? O să vă surprind. Cartea Eclesiastul, care într-adevăr nu are mult Dumnezeu, cartea aceea. Nu are multă spiritualitate, că autorul n-a fost chiar așa de spiritual, dar are mult element creațional. Și dacă apare Dumnezeu în Eclesiastul, el apare doar ca și creator. Prin urmare, este cartea care elogiază cel mai bine creația și observanța implicită a omului în raport cu creația. Și în fine, ultimul nivel al urcușului spiritual, al desprinderii din corporalitate, este enoptica, un cuvânt care aproape nu există în românește, și care se referă la șlefuirea, limpezirea ochiului interior, ochiului sufletesc, de a-L vedea pe Dumnezeu și de a avea loc acea unire cu Dumnezeu, evident mistică, nevăzută, nemediată de reprezentări. Iar cine ajunge la acel nivel, numit și al desăvârșirii sau al unirii cu Hristos, în această meditare, contemplare, relație cu Dumnezeu, pe el îl va ajuta mult o altă carte. Oarecare carte? Cântarea Cântărilor. Pentru că acea carte era înțeleasă, mai ales în primele viacuri, ca și iubirea bisericii către Hristos. Ca și relație mistică, nevăzută, dar adâncă, profundă și caldă între om și Dumnezeu. Așa cum iubita îl caută pe iubit, așa cum este nebunită după el, așa cum iubitul o caută pe ea, așa cum la un moment dat cartea Proverbe spune cu atâta angajament, iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. O relație de o asemenea apropiere, astfel încât nimic nu se poate interpune între iubit și iubită. Meditația, dragii mei, contemplația, are tocmai rolul acesta, să ne-l aducă pe Dumnezeu aproape în realitatea noastră, să-l putem lua cu noi la serviciu, pe stradă, în cele mai banale împrejurări, ca și în cele mai provocatoare situații. Meditația, de fapt, îl ține pe Dumnezeu cald, viu, real, lângă noi, în mintea noastră, pentru că cine nu-l are pe Dumnezeu în minte, prin meditație, nu-l are pe cine? Pe Dumnezeu. Câte vreme Dumnezeu nu e o realitate fizică, nu-l poți închide undeva să-l ai. Nu poți să-L pui într-o cutie mai mare sau mai mică să-L ai. Cum îl poți avea pe Dumnezeu? Cum îl poți lua cu tine? Cum îl poți vedea în orice împrejurare, dacă nu prin această capacitate a gândului? Gândul când îți stă cu adevărat la Dumnezeu, cu adevărat atunci îl ai pe Dumnezeu. În felul acesta îl avem pe Dumnezeu. Câteva referiri practice și apoi trei principii sistematice cu care încheiem. Sper că n-a fost foarte greu. Am senzația că a fost un pic greu. Nu-i prima dată când greșesc. Apreciați că m-am străduit. Vă rog. Acum va fi mai ușor un pic partea finală.
Din punct de vedere practic, pentru meditație ai nevoie de un loc. Preferabil nu loc cu prunci, cu gălăgie și cu larmă. Preferabil după ce dorm copiii sau încă nu s-au trezit. Preferabil fără nimeni prin preajmă, câtă vreme și alți adulți din casă fac cam același lucru. Ar fi bine să facem în același timp asta ca să nu ne ispitim unul pe celălalt. Ai nevoie de un loc agreabil, un loc în care vrea să mai stai, nu din care îți vine să pleci. Amenajează-ți, te rog, un asemenea loc. Nu e metaforă ce spun, amenajează-ți. Nu ai o cameră, am înțeles, dar un colț de cameră. Când e vremea bună, se poate în, dacă stai la casă, se poate în curte, în grădină. E chiar mai bine. Dacă ai ocazia să evadezi, fie și pentru câteva ore din oraș, ca să fii într-un spațiu liber, într-un spațiu natural, e cu atât mai bine, mai mult te ajută. Acolo poți să treci de la etică la, ați văzut, nu? La fizică și apoi la enoptică, auzi? La ce înălțime. Prin urmare, locul este important, e un loc agreabil. Ajută-te cu tot ceea ce te ajută. Puneți muzică în surdină, puneți muzica aceea care te ajută. Puneți cântări, de obicei lente, muzică instrumentală, pentru cei mai rafinați puneți muzică clasică, evident. În general, pricesnele sunt minunate, pentru că sunt lente, doinite, Blândul Păstor și altele. Fac minuni, ca la biserică câteodată, dar acolo. Ajută-te așadar cu o recuzită minimă, suportabilă și cât te lasă religia, bineînțeles, ca să ai în colțul acela. În mediul istoric, ortodox, respectiv catolic, să nu ne facem că nu știm. Ei se ajută și cu elemente vizuale. Bun, dacă nu poți să mergi până acolo, nu e nicio problemă, ajută-te măcar auditiv. Creează-ți o lumină care să nu fie supărătoare. Blochează ușa pe dinăuntru. Poate la asta s-a referit Iisus când a zis, intră în odăița ta și încuie ușa după tine. Pentru că rugăciunea, de fapt, începe cu o bună meditație. Și dacă n-ai meditat suficient, degeaba sar la rugăciune. Te rog, nu arde etapele. Locul este foarte important. Obiectul meditației este de asemenea foarte important. Mă refer obiectul la propriu. Și aici, pe locul întâi, vă rog să puneți, dar chiar pe locul întâi, textele. Textele ne ajută mult pentru meditație. Iar dintre texte vom pune textul cel inspirat și canonic, adică vom pune Sfânta Scriptură, Vechiul și Noul Testament. Deci citirea Bibliei nu este un scop în sine, asta urma să vă spun, ci este un mijloc. De fapt, noi prin citire acumulăm material la care să medităm. Nu e un scop în sine, nu e să mă laud că am citit. Memorarea Scripturii, de altfel foarte sănătoasă pentru memorie și pentru suflet, nu e un scop în sine. Memorăm ca să avem la ce ne gândi, nu? Să avem la ce ne preocupa de-a lungul zilei. Textele sunt foarte importante. Începe, te rog, cu Scriptura sau fie Scriptura primul text la care te vei întoarce mereu și mereu, din care îți vei lua mereu subiecte legate de meditație. Alte texte de asemenea creștine sunt binevenite. Vă recomand texte din primele viacuri, pentru că ele sunt neatinse, cum vă ziceam, de evreisme din spațiul scriptural și sunt de asemenea neatinse de toată polemica aceasta confesională pe care o avem de pe la 1500 încoace. Și atunci cumva textele din primul mileniu sunt texte un pic sunt texte mai curate, mai aerisite, mai libere, în sensul că pe atunci creștinismul era unul singur, biserica era una și nedespărțită. Și atunci toți cam trăgeau în aceeași direcție și scriitorii, cel puțin scrierile care ne-au rămas, ele sunt în mare măsură universal valabile. De aceea, mare lucru să știm, să aflăm în sfârșit că de fapt istoria creștinismului nu începe odată cu Martin Luther. Că după ce a murit Ioan, că el a murit ultimul, nu s-a născut Martin Luther, s-au născut alții până la Martin Luther. Așadar, cu dragă inimă, vă recomand toate aceste scrieri. Unele dintre ele le găsiți în traducere direct din limba greacă sau latină, le găsiți pe internet, sunt free, adică nu trebuie plătit nimic, trebuie numai citit. Zice că e mai ușor să plătim decât să citim. Dovadă, stau cărțile din bibliotecile noastre pe care le-am plătit, dar nu le-am citit. De aceea unii își cumpără cărți direct de la anticariat, pentru că sunt deja citite. Textele mult ajută.
Să meditezi, dar să meditezi nu în gol, nu să patinezi, să ai material de meditație. Ajută mult de asemenea biografiile, autobiografiile, istoria creștinismului mult ajută să înțelegi dinamica creștinismului de până la tine, foarte mult ajută. De asemenea, cum ziceam, natura ajută mult, pentru că toți suntem impresionați înaintea fenomenelor naturii și poate să ne ajute implicit în meditație. Părinții bisericii spuneau că tot ce întâlnește omul, tot ce îi se întâmplă omului, ar trebui să devină o analogie la împărăția lui Dumnezeu. Tot ce se întâmplă. Probabil l-am mai spus aici, iar dacă mă repet, sper să fie de folos, că o femeie, o țărancă, imaginați-vă o țărancă fără carte, fără școală, fără adevărată. N-avea problema asta cu lectura, că nu putea citi. Cu prunci, cu o casă de prunci, cu o grămadă de animale, cu o gospodărie mare, cu foarte multe pe cap, de dimineața până seara trudește, dar femeie vrednică, femeie vrednică. A trecut ea de vreo 50 de ani, se ruga de când se știa, credincioasă de când se știa. Și tot umblând ea la biserică, la biserica din sat, a văzut că părintele nu prea se roagă cu rugăciuni libere, ci se roagă cu rugăciuni citite. Și a văzut că sunt cărți de rugăciuni. Și atâta dor i-a fost ei, tânjire, să aibă și ea parte de o carte. Dar ce folos că iei cartea, că o cumperi, dacă tu nu știi să citești? Și când s-a dus la spovedanie, l-a rugat pe părintele, aproape cu lacrimi: părinte, stau aici cu dumneata, citește-mi o rugăciune scurtă din cărți și eu atâta o repet până mă văd spădearos, că eu nu știu carte. Să mă rog și eu, măcar din când în când, cu o rugăciune din carte. Zice că părintele a avut sclipirea ca înainte să-i citească o rugăciune, să o întrebe: auzi, femeie, dar tu cum te rogi așa fără carte, cum te rogi? Apoi, părinte, că mi-e și rușine să spun cum mă rog eu, că eu n-am carte. Băi, am înțeles, dar cum te rogi? Te rogi? Da. Zilnic, mă rog, dar cum te rogi? Și a început femeia și a zis cam așa: părinte, eu mă rog după cum e ziua, vremea, împrejurarea și după ce fac cu mâinile, așa mă rog. Cum e asta? Pentru părintele era o mare taină, el care s-a ajutat cu cărțile. De exemplu, când e o zi frumoasă și răsare soarele și vine lumina, eu îndată zic: Doamne, cum soarele mă luminează, soarele ăsta, luminează Tu și sufletul meu astăzi. Și cum mă încălzește soarele, încălzește, Doamne, sufletul și inima mea. Și când e vremea aratului și mă duc în spatele plugului și bărbatul meu înainte cu calul și eu în spatele plugului și când văd cum se întoarce brazda, eu la fiecare brază zic: Doamne, cum se întoarce brazda asta, Doamne, primenește și sufletul meu. Și când fac curățenie în arie, ori fac curățenie în cămară, ori unde fac curățenie în casă, atâta curățenie, că atâta mizerie se adună, când fac curățenie zic necontenit: Doamne, spală sufletul meu, curățește sufletul meu. Și când spăl copilul cel mic în covată, când îl întorc pe toate părțile și îl spăl: Doamne, cum îl spăl pruncul ăsta, așa mă spală Tu pe mine. Și când se lasă seara, eu zic: Doamne, cum a venit liniștea, cum a venit noaptea ca să ne putem odihni, odihnește sufletul meu, Doamne. Eu zice, nu mă știu ruga, numai după cum văd că ce fac și ce... Și când hrănesc animalele, așa asta zicea, când hrănesc animalele, zice: Doamne, hrănește și sufletul meu, cum eu le hrănesc pe animalele astea. Părintele a zis, știți ce a zis, nu? Intuitiv, știți ce a zis: femeie, du-te și te roagă mai departe așa. Tu n-ai nevoie de carte. Nu te voi învăța nicio rugăciune. Tu te rogi mai bine, pentru că tu legi toată viața ta de Dumnezeu. Pentru tine totul este o analogie a împărăției lui Dumnezeu. Totul devine o pildă pentru ce este dincolo. Tu ai înțeles, femeie, tu fără carte, da, tu ai înțeles. Pentru că gândul ei era necontenit la Dumnezeu și toate le îndrepta spre El.
Meditația creștină presupune trei mișcări esențiale cu care vom încheia. 1. Meditația este o reflectare la ființa lui Dumnezeu. O reflectare la ființa lui Dumnezeu. După cum spuneam, nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu, prin urmare să nu avem nădejdi false, nu-l vom vedea cu ochii aceștia și cu toate acestea, imaginația noastră se poate apropia mult de ființa lui Dumnezeu, de atributele sale, de manifestările sale, de cine este el în natura lui. Cum putem cunoaște ființa lui Dumnezeu dacă nu o vedem? Îl putem cunoaște pentru că s-a revelat în Scripturi, în planul acela istoric, interesant, cu Israel în special, dar cu lumea întreagă în general. S-a revelat Domnul așadar în istorie și în creație, dar de asemenea ființa lui Dumnezeu o putem vedea poate cel mai bine în revelarea cea mai înaltă, cea mai deosebită, cea mai aproape de noi, atunci când Dumnezeu s-a făcut ce? Om. Și bine a zis Domnul apostolului, ucenicului său, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe cine? Pe Tatăl. Meditația așadar este o reflectare la ființa lui Dumnezeu. Este momentul acela de care să recunoști cu smerenie că ai mare trebuință, în care te lași un pic pe tine și nu mai meditezi așa de mult la ale tale și la tine și la cât de grozav ești tu, ci te gândești la cât de grozav și de mare e Dumnezeu. Meditația este un semn de smerenie, de recunoaștere implicită a unei ființe superioare. În al doilea rând, meditația este o reflectare la lucrarea lui Dumnezeu, la lucrarea lui Dumnezeu. În univers, în istorie, în viața personală, avem așadar în universul văzut, avem în natură, nu-i așa, momente sau spații în natură care ne pot impresiona de ne lasă fără cuvinte. Sper că nu suntem ca acel instalator tânăr, care abia ieșise de pe băncile școlii și avea o diplomă de instalator și împreună cu prietenii s-au dus să viziteze cascada Niagara, acea cădere uriașă de apă, unică. Și zice că în momentul în care au ajuns acolo, toți prietenii lui au rămas fără cuvinte, pentru că în fața unui asemenea spectacol natural nu mai poți să spui nimic, cuvintele pălesc. Și toți au făcut wow, au zis, au avut reacții de felul acesta, numai el stătea implacabil. Numai el stătea țapăn și se uita către... Toți s-au întors spre el și au zis, băi, tu nu te bucuri? Tu nu ești uimit? La care el, sobru, ca un savant, a zis, cred că pot să o rezolv. Deci dacă numai atât ai înțeles, atunci va fi mai greu cu meditația. Dacă nu te lași un pic pătruns, dacă nu te lași un pic surprins... Anticii spuneau că reflecția, gândirea înaltă, se dezvoltă prin mirare și că, de fapt, toată cunoașterea are la bază mirarea și dacă nu te miri de nimic, nu vei cunoaște nimic. Dacă nu devii curios de nimic, nu vei înainta deloc. Adică nu se poate mintea să ne rămână mereu în urmă, mintea să rămână să se ruginească, nu? Mintea să nu aibă nicio mobilitate, dar noi să așteptăm lucruri mari. Lucrarea lui Dumnezeu se cere a fi admirată, contemplată, pentru că da, noi nu-L vedem pe Dumnezeu, dar vedem lucrarea lui Dumnezeu, revelarea lui Dumnezeu, economia lui Dumnezeu cu noi, cu oamenii. În al treilea și în ultimul rând, meditația este o reflectare la voia lui Dumnezeu. La voia lui Dumnezeu conținută în Scriptură, la voia lui Dumnezeu confirmată de experiență. Trebuie să admitem că nu pățim numai necazuri în fiecare zi. Sunt zile obișnuite și zile chiar foarte reușite. Prin urmare, avem parte de experiențe de toate felurile, iar puse împreună, pe măsură ce ne maturizăm în viață și în credință, ar trebui ca această experiență să devină ea însă și un obiect de meditație și experiențele noastre și să-L găsim pe Dumnezeu în viața noastră, în evenimentele din viața noastră, în Scripturi și acestea toate să devină vii pentru noi. Să ne ajute Dumnezeu. Să nu uităm, meditația este, cum am început, gândul care urcă spre Dumnezeu. Gândul urcă primul, gândul urcă cel mai des, cel mai amplu, cel mai plenar. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Ne ridicăm, dragii mei, și stăm în rugăciune de mulțumire pentru seara aceasta, pentru ziua aceasta și de încredințare în voia lui Dumnezeu pentru săptămâna ce vine.